Cătălin Oprișan, acest patriarh Daniel l-a împinge tava la... Vă jur, am intrat acolo și doamnele alea din start s-au îmbujurat și m-au întrebat: vine și Cătălin? Păi zic, nu vine, dar au mai fost. Zice, a mai fost, dar poate mai vine o dată astăzi, ne face plăcerea. Doamne ferește. M-a dus și pe mine acolo. Te-a dus la împingeta? Nu cred. Avem... Păi am dus-o la bogați. Avem tot împingeta va era. Liliana e pe fir cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână, ieri trebuia să te sunăm, dar na, trebuie să-i sunăm pe Măruță, Mihai Morar, Spic și alții, Pepe, nici nu vreau să aud, așa că te-am mutat astăzi, sper că nu te deranjează, dar tot sărbătorim, da? Nu mă deranjează, chiar mi-ați făcut o surpriză extraordinară. Nu mă gândeam vreodată că Gașca Vesele de la Neața o să mă sune de ziua mea. Chiar hai să zicem doar Gașca. Nu mai e veselie de mult, de pe la începutul 2020 pe aici. Ba da, sunteți vesel și ne bine dispuneți în fiecare dimineață. Mă rog, discutabil. În ce oraș ești? Giurgiu. Vremea e bunicică și la voi, bănuiesc? Bunicică, da. Merge o toamnă așa, o putem duce până la final. Sigur că da. Am înțeles. Ai vreun plan pentru astăzi, un program? Este de muncă. Ăsta e programul pentru astăzi. Păi cred că a fost chefuieri. Adică... Da. S-a servit aseară? Ieri, l-am amânat pentru weekend. Am înțeles. Oameni responsabili. Da. Bun, mulțumim că te uiți la Neața în primul rând. În al doilea rând, la mulți ani. Și în al treilea rând, piesa asta e pentru tine și numai pentru tine.